în care un om îți spune nu mai pot sau mă doare, îl înțelegi pentru că știi și tu ce înseamnă un cateter, ce înseamnă o branulă, ce înseamnă o mască de oxigen, pentru că am avut-o și eu vreo săptămână de zile. Stai liniște, nu te mai agita, ești bine, nu intra în panică. Sunt multe momente când clachezi. Clacăm noi ca oameni sănătoși, da, pe ei săraci, într-un pat de spital. Lasă-o aici, te rog eu frumos, te rog. Doresc de fiecare dată pe tura mea să fie totul în regulă și să nu moară niciun pacient. Mira Gianina este numele meu, sunt asistent de terapie COVID de 6 luni. Nu se mai vede zâmbetul și l-am pus aici ca să se vadă. Probabil o să vadă că zâmbim și cu ochii câteodată. Doamne ajută și ziua de astăzi. În perioada de dinainte de transplant și după au implicat foarte mulți oameni care s-au zbătut și m-au ajutat. Mi-am dorit din tot sufletul să încep cât mai repede munca, să pot ajuta și eu pe alții cum m-au ajutat și alți medici și asistenți la rândul lor pe mine. Chiar în ziua în care am împlinit un an de la transplantul meu de ficat, am fost angajată la Institutul Marius Nasta. Dar nu uita să respiri, cum am vorbit, da? Ce? Hai, du-te acasă să faci plăcinta cu dovleac. Hai, trage-mă aer și dăm afară, că am uitat. Îl înțelegi, pentru că știi și tu ce înseamnă un cateter, ce înseamnă o branulă, ce înseamnă o mască de oxigen, pentru că am avut-o și eu vreo săptămână de zile. Orice înțepătură, orice lucru de terapie care se întâlnește într-o terapie până la urmă. Ce înseamnă faptul că îți dorești un pic de intimitate și fiind la un loc cu alți pacienți de terapie, nu-l ai. Te ajută să înțelegi și pe mine m-a ajutat foarte mult și de asta m-am și hotărât să lucrez aici, pentru că aveam experiența de pacient de terapie. Așa, bravo! Cât mai adânc, da? Și după aia dați afară, are cât mai bine. Încet. Încetuți. Ne întoarcem și ne schimbăm, da? Așa, mami. La noi tot timpul se fac revizii. Tot timpul vine cineva și asigură bunul mers al tirului. Și sper să nu fie niciun fel de problemă. Implică foarte multe riscuri meseria asta, nu e așa ceva simplu. E unul dintre sacrificii. Pe cel din urmă l-am văzut de 2 săptămâni, că era bunicii în vacanță. E așa mai. Un pic. Dar ei înțeleg. Și numai așa putem să trecem și peste asta, să înțeleagă toată lumea și să se protejeze și să aibă grijă. Și să înțeleagă că nici pentru noi toate cadrele medicale nu e ușor. Avem medici care nu sunt din București și pentru ei e cel mai greu, că vorbesc doar la telefon cu familia. Și atunci spun că sunt norocoasă, că eu cât de cât seara vin acasă la ei mei. Thank you.
înainte să lucrez, mai ales pe terapie COVID, nici eu nu conștientizam foarte mult gravitatea bolii, am învățat foarte multe lucruri. IABU, eu asta îl bag înapoi și spăl. Îmi lăsați și mie seringa aia, da? Din ce în ce vin mai mulți pacienți tineri bolnavi și parcă și din ce în ce e mai agresivă boala. Doare la nas? I-am pus cu cremă. Stăm acasă prea mult timp și stăm acasă și luăm medicamente după, cum a zis vecinul, cum a luat și vecinul și cum a luat nu știu cine. În momentul în care apar simptomele, trebuie să vină un medic, un medic specialist care îți poate da o schemă de tratament pe ceea ce ai tu. În momentul în care auzi încurajări de acasă, contează foarte mult, pentru că știu și eu de când am fost în spital, faptul că mă suna fiica sau venea fiica să mă vadă că putea să facă lucrul ăsta, conta foarte mult. Parcă îmi dădea așa o gură de energie sănătoasă. Uite-te și tu, uite-te! Contează foarte mult și dorința și psihicul omului bolnav. Pentru că sunt multe momente când clachezi. Clacăm noi ca oameni sănătoși, da, pe ei săraci, într-un pat de spital. Oare mâine când merg în tura de noapte, cum o să-i găsesc? N-ai cum să nu te gândești. Am avut zile când am venit plângând acasă. Am pierdut un pacient sau un pacient era mai rău. Au fost și puține momente când am plâns de bucurie, când ne-au plecat pacienții acasă, bine. Îmi doresc de fiecare dată pe tura mea să fie totul în regulă și să nu moară niciun pacient. Ați reușit? Pot să spun că da. Sau dacă mi-a intrat un pacient în stop, am reușit să-l scot. Vom avea timp. Măcar să fie totul ok, că o să avem timp și pentru noi. Evităm să ieșim, pentru că nu știm niciodată. Am avut pacient în vârstă care de la fiul lui a luat boala. Fiul lui care a fost și s-a distrat. Asta e meseria. Sunt momente când foarte mult spunem nu mai putem, am obosit, dar tragem mai în piept, avem o zi liberă, ne încărcăm bateriile și ne întoarcem la treabă. Doamne ajută copii și în seara asta! Bună seara! Am avut colegi care au făcut COVID și a fost greu. Am avut medici care au avut zile când nu s-au simțit bine și au venit acolo. Pentru că, așa cum spun și ei, pe pacienți nu-i poți lăsa pentru că ai tu o zi mai proastă. Asta înseamnă că... Gata. Mai stai mâine? Nu ce e mâine? Bine, bine. Stai până luni. Ca să fim noi simpli de treabă. Și luni te simți. Da? Bravo! Hai! Aveți ce să spun, n-am avut cine știe ce progrese pe partea de oxigenare astăzi, în păcate. Nu pot să zic că e ceva mai bun sau mai rău față de ziua de ieri. Momentan suntem, batem pasul pe loc, momentan. Acum o asistentă și o infirmieră se ocupă de 8 pacienți. E greu și pentru noi, e greu și pentru infirmieri, e greu și pentru medici, e greu pentru toată lumea. Fiecare sunet, acum știu sunetele și știu din ce direcție vin. Atent tot timpul la monitoare, pentru că într-o fracțiune de secundă o tensiune poate crește, o tensiune poate scădea. Și de asta depinde viața lui. Încet, încet! Încet! Trage mai că și-l dăm afară pe gură, hai! Hai!
Ne liniștim și tragem aer pe nas și îl dăm afară pe gură. Ah, ok. Aduc mir, aduc ulei sfințit, aduc și nu e greu. În puțin timp, alea 10 secunde care le ai timp liber să ajuți un pacient. Trebuie să mai credem și în miracole. Și de ce spun asta? Pentru că și eu sunt un miracol până la urmă. Dacă nu făceam acest transplant, eu nu mai eram acum. Și mai, se mai întâmplă și miracole. Pe terapie intensivă sunt cazurile grave. Și vrând nevrând te atașezi de fiecare pacient în parte și te afectează la un moment dat. Te poți pune în locul lui sau te poți gândi că în locul lui poate fi cineva al tău. Mama, tata, bunicul, copilul, de ce nu? Și de asta trebuie să faci și imposibilul ca să fie bine. Te duc să-mi luați analize, las-o aici, te rog eu frumos, te rog. Sincer, îmi doresc să se termine tot coșmarul ăsta. Apoi voi vedea eu ce voi face. De găsit de muncă, cu siguranță voi găsi în altă parte. La revedere! Am niște rezerve. Eu îmi doresc din tot sufletul să fie bine. Sper să se schimbe ceva, nu știu.